Plângere lui Ieremia, capitolul 3, de la versetul 21. Iată ce gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru un om să poarte un jug în tinerețea lui, să stea singur și să tacă, pentru că Domnul l-a pus pe grumaz, să-și umple gura cu țărână și nu să nu-și piardă nădejdea, să dea obrazul celui ce lovește și să se sature de ocări, căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el după îndurarea lui cea mare, căci el nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Stimați tineri și tinere, iubiți frați și surori, prin binecuvântarea Domnului în această zi suntem la această slujbă specială dedicată tinerilor din sânul comunităților dumneavoastră, celor care au venit aici. Și am transmis tematica aceasta, antrenat pentru victorie. Constat din ce în ce mai mult că foarte mulți tineri nu sunt pregătiți pentru viitor. Cu toate că, așa după cum se spune aici, avem cunoștințe mult mai vaste ca părinții și respectiv bunicii noștri, cu toate că acumulăm informații ca niciodată, cu toate acestea, din ce în ce mai mult, suntem mai sclifosiți, mai mofturoși, mai nerăbdători, mai puși pe ceartă și dacă cumva ne apucăm să divorțăm, să ne căsătorim, divorțurile sunt floare. Nu pentru că nu se pot răbda, ci pentru că efectiv îs moftoroși amândoi din numai. De ce oare? Au fost crescuți de mame și de tați ca prinți și prințișori. Prințesa mamei, prințișorul mamei, lui s-a cuvenit totul. Efectiv, banii au folosit numai pentru a arăta bine, pentru a prezenta bine, pentru a fi deosebit, pentru a fi extraordinar. Și uite așa te trezești pe stoc cu unul care te chinui și tu chinuiești pe altcineva. Și s-a pus de foarte multe ori întrebarea, ce să aștepți? Bun, dacă îi pui în lucrare, cântă câtă vreme îi bine, câtă vreme îi apreciați, câtă vreme îi lași cum vor ei, după care ți-o trântești microfoanele tot jos și o plecat o bucată. După care vin din nou, că le-o trecucică, slujesc chiar 2 săptămâni până îi enervează altul. Pac, din nou totul jos. N-ai pe cine să pui, să poți lucra. Dacă îi pui să vorbească de fotbal, de bani, de aventuri, să le iei acasă. Dacă îi pui să lucreze pentru împărăție, n-au niciun chef, nicio tragere de inimă, dar știi ce au nevoie? De abonament la rai. Se gândesc, Domnule, cu nună, că au teologi să-mi spună, odată și l-ai primit pe Domnul din greșeală la o evanghelizare, ridicași tu mâna, nu mai poți rata raiul. Chiar dacă Domnul nu vrea să te lase, îi arăți abonamentul, dai ușa raiului de părete și intri, Domnule, că tu ai abonament. Și mulți trăiesc cu imaginea asta. Ieremia este un tânăr care prinde o perioadă destul de critică. Și anume, poporul Israel este lăsat pe mâna cuceritorilor. Vin babilonienii și cuceresc Ierusalimul. Omoară preoții și bătrânii în stradă. Își bat joc de femei, spinte că burta celor însărcinate și peste toate ulițele erau copii și tineri morți. Și în contextul ăsta vine și spune el, este bine pentru un tânăr să poarte un jug în tinerețea lui. Este bine să-și umple gura cu țărână, să dea obrazul celui ce-l bate și să se sature de ocări. Este bine să se antreneze pentru lucrurile care vor veni, când vor veni și vor vedea, să nu-l apuce depresia pe loc, să nu caute funia, să nu caute pastile, ci să nădăjduiască în Dumnezeu care e bun și că în fiecare dimineață își înnoiește bunătățile. Cum? În contextul ăsta? Da. Foarte mulți dintre voi nu veți ieși biruitori. Foarte mulți dintre colegii voștri vor ajunge niște epave. Foarte mulți. Pentru că nu se antrenează pentru victorie. Nimeni care iese biruitor nu spune, dom'le, am mers undeva, m-am antrenat pentru o luptă și din întâmplare am ieșit biruitor. Nu ieși din întâmplare niciodată. Totdeauna există antrenament în spate. Sunt oameni care se antrenează, de exemplu, în pugilism, în box,
de exemplu. Și ei știu foarte bine că e foarte important cum dai, ce lovituri dai. Cum spunea Pavel, nu dau cu pumnul în vânt. Lovește la sacul de box, de numai, până transpir acolo. Lovește din ce în ce mai puternic. De-al mai știi un lucru. Degeaba știi să lovești bine dacă nu știi să încasezi. O lovitură în ficat, o lovitură în bărbie, te trimite knockout urgent. Ca atare trebuie să știi. Și sunt boxeri, sunt luptători care luptă și au oameni pe care îi plătesc să-i lovească. El stă în ring și vine ăla și dă o palmă peste obraz. Și ăsta spune și pe cealaltă. Și mi-i dă. Nu așa tare, că mă dezechilibrez în prima. Continuă să dai. Și ăsta mai încet, mai tare, mai încet. Lovituri în ficat, lovituri în bărbie. Și îi dă. Și ăsta stă numai și ea. Și tot ea, și tot ea, până ăla ajunge la un moment dat să încaseze lovituri foarte puternice, cu pumnul în barmă. Și întoarce capul și spune, dă. Când ăsta a intrat în ring și e pregătit de luptă, vine unul lângă el așa și pac, îi dă una. Și ăsta îl întreabă, dar numai atât a fost băiatul. Eu s-a antrenat să primească greu. Din start ălaltă intră în panică, că îți dă seama că nu poate lovi el cât poate îndura sau încasa ăsta. Foarte mulți dintre noi, tocmai asta nu suntem pregătiți. Ne spune mama și tata un lucru, fel cu tata, ce, eu, pac, ușa de perete, dar cum îi să rezești pe viitor, măi? Așează Dumnezeu în preajma ta unul mai scârțos, așa, mai ciudat, mai încăpățânat. Nu vrei să fii prieten, nu stai în preajma lui, te deranjează. Cum vrei să te folosească pe tine Dumnezeu? Ce daruri să pună în tine? Toți visăm la niște daruri extraordinare, dar lucrăm cu ele până ne-a enervat careva și după aceea nu mai lucrăm cu ele. Oare investește Dumnezeu niște daruri în niște oameni care sunt atât de instabili și de nepregătiți? Aveți viitorul în față. Fiindcă participați la conferința asta, vă doresc ca toți să ieșiți biruitori. Doamne ajută! Dar pentru asta trebuie să vă antrenați. Pentru asta trebuie să luați niște decizii. Cu mine și cu alți frați au pornit mulți în drumul călătoriei acestea de a sluji pe Domnul. Mulți dintre ei au abandonat pe care. Mulți dintre ei n-au putut face față provocărilor și ispitelor. A mirajului banilor, a mirajului frumuseților și slăvii lumii acesteia, nu s-au antrenat pentru loviturile respective. Și acum sunt pe unde sunt. Se uită cu jind la ceilalți care au fost antrenați. Am crescut într-o comunitate de frați unde mă puneau pe mine primul la predică. Eram ca voi așa, mă puneau primul pe mine la predică, după care ei nu mai predicau nimic din Biblie. Predicau și am spus eu, nu a fost bun. Predicau și mă anunțau, vezi că de seară din nou tu ai un cuvânt, dar primul ești. Ca să avem noi și grei. Bun, ce mi-ai face în situația asta? Păi, luați-vă Biblia, frățiorilor, și lăsați-mă în pace, că eu am și face. Nu, nu, nu. Seara mă pregăteam iară. Și iară. Și bubuială. Și trosneală. Și iară. Și iară. Luați-vă din mine acum să văd. Nici o problemă, eu îmi văd mai departe de treabă. În timpul domniilor unor împărați chinezi, oamenii n-aveau și să apăra. Și când soldații veneau și luau grânile, orezul, că asta era hrana lor de bază, prin satele respective, oamenii spuneau, domnule, nu ne putem apăra, nu avem pe cineva să ne reprezinte, să-i alunge pe ăștia sau să negocieze măcar. Nu suntem victime sigure. Și atunci fiecare sat își trimitea la niște, erau niște școli la vremea aceea, dar nu numai de informații și de luptă, erau templele călugărilor Shaolin. Și îi trimitea pe tineri să lupte la templele alea, să învețe să lupte și să învețe să negocieze efectiv. Când ajungeau tineri acolo, erau dați pe mâna unor maestri. Și maestrii ăștia nu-i băga de prima dată să învețe să lupte cu sabia, cu sulița, să lupte cu orice, sau să apere de orice armă. Că, în mod special, artele marțiale au pornit pentru apărare, nu pentru atac. Și imaginați-vă cum arăta viața unui asemenea tânăr. Ajungea un tânăr de ăsta, era repartizat la un maestru, și maestru venea și îi spunea, tu vrei să aperi satul tău? Da, vreau să-l apăr, vreau să știu să negociez, vreau să învăț de la dumneata tot ce știu eu. Bine, începem de mâine. Ăsta bucuros, nevoie mare. Îi spunea maestru, mâine ieși și mături frunzele prin curtea templului. Bine, na, asta dacă asta e prima dată, treci cu măturatul, cu măturoiul la frunze, se ducea a doua zi, mătura frunzele acolo, le lua, le mătura, le strângea cu tare. Venea, maestru, am terminat zona aia. Merge în zona cealaltă. Mâine.
se ducea în zona cealaltă. O mătura deja, avea vreo câteva zile de când tot mătura prin curte, nu mai era nicio frunză și cele imaginare le mătura. Termina, venea la maestru, a terminat toate frunzele de pe aici, nici nu mai, de unde să mai cadă, efectiv. Ce fac acum? Tu chiar vrei să înveți? Da. Du-te și mături frunză. Ducea iar, mătura frunză, s-o plictisit după o lună de zile, maestre, m-au trimis satul aici să învăț și eu știu, sunt profesionist la mătura frunză acum, de atât timp. Știu să mătur frunză. Vrei să mă înveți? Bine. Chiar tu vrei, cu adevărat, da? Da. Bun. De mâine mături frunze. Se duce iar la mătura frunze. În ziua respectivă, maestro ieșit după un tufiș, ăsta mătura frunză plictisit pe acolo. Știa cum, de atât timp, mătura, iese maestru cu o bucată de leață așa, mai grosuț, și când îi arde două spinare, ăsta întreabă, maestru, de asta pentru ce? Dacă tu nu știi de unde vine adversarul, degeaba te învăț orice tehnică de luptă. Elementul surpriză te termină. Că poți fi cât de bun. Și cum înveți, maestru? Eu te învăț. Stai liniștit, eu te învăț. Bun, ce fac mâine? Mături frunze. Iar mături frunze, după un copac, iese maestru cu aceeași bucățică de lemn și iar îi trage un X pe spinare. După o lună de zile de X-uri pe spinare, n-a apucat să iasă maestru de undeva când ușenicul spune, maestre, ești acolo? Sau ești acolo? Bineînțeles că s-a așteptat ucenicul să-i dea un ceai, să se știe de unde vine adversarul. Dar loviturile alea pe spinare cu durere l-au făcut să fie atât de atent că nu-l putea lua nimeni prin surprindere. Stimații mei, când te așează Dumnezeu în situații dificile, vrea să dezvolte la tine niște abilități care nu se pot dezvolta altfel. Atenție, poți să citești Biblia continuu. Doar frați încăpățânați de lângă tine, doar niște oameni împotrivitori ție, îți pot dezvolta niște abilități pe care nu ți le poate da nimeni. Nici măcar Duhul Sfânt nu îți poate da abilitățile respective. Ci trebuie să te le dezvolți în tensiune, în context, cum spunea Pavel, în primejde din partea fraților mincinoși. Acolo le dezvolți. Altfel nu reușești să ești biruitor. Toți oamenii care au crescut în contextul ăsta sunt oameni care merg pe drum, care nu surprinși, domnule. Vine ceva, domnule, nu se mai poate, eu nu mai știu ce să mai cred. Uite ce a făcut omul ăsta, uite ce mi s-a întâmplat. Uite ce mentalitate are, speriat ce spun la ceilalți. Și sunt oameni calmi, care stau liniștiți. Stai liniștit, omule, stai liniștit. Tu trebuie să-ți duci mântuirea ta mai departe, dacă poți să-l ajuți și pe el. Dar tu stai liniștit, nu-i panicat, nu-i stresat. Cum ai văzut de astea? El e crescut în mediu. Ori aș vrea să vă spun, încercăm ca și păstori să menținem o linie cât de cât. Băi, nu te lua de ăla, vorbește frumos, vorbește elegant, vorbește respectos, nu-l asalta pe omul respectiv, ai grijă, vă protejăm prin toate direcțiile, dar tocmai protecția asta vă face de foarte multe ori să nu fiți pregătiți să dați în viață piept cu anumite stări, cu anumite gândiri, cu anumite filozofii. Ori aș vrea să vă spun, tensiunea, stările acestea dezvoltă în voi, încă o dată mă repet, niște abilități pe care nimic din lumea aceasta nu vi le poate da. Puteți să citiți cărți câte vreți. Nimic nu-ți dă răbdare ca încercarea. Citești o grămadă de cărți de încercare. Din acaz și în acaz au alții. Totuși ești un om nerăbdător. Răstare țandra urgent. Ori când treci prin anumite încercări, dintr-o dată, țandura aia care sărea rapid, vorbele alea care erau pe buzele tale, dintr-o dată nu mai ies așa de repede. De ce? Ceva le-a temperat. Și anume, starea aia conflictuală, încercarea aia, necazul ăla a provocat lucrul acesta. Ori de aceea, Ieremia spunea, este bine pentru un tânăr să ia un jug pe umerii lui, să-și umple gura cu țărână și când îi vine să spună ceva, chiar dacă se înverzește la față, nimeni să nu prindă ce spune, că gura e plină cu țărână și nu se înțelege ce spune. Să-ți dea obrazul celui ce lovește și să se sature de mai jicnit? Nu, nu, satură-te de ocări. Expune-te la lucrul ăsta. Nu te deranja când cineva te face pârlit. Nu te deranja când cineva te face că ești amețit, că face mișto din tine. Ba chiar arată ăluia că efectiv e prietenul tău. Întâlnesc foarte mulți păstori și slujitori care au trecut prin așa ceva, care au trecut prin școala asta a jugului,
Sunt oameni care se duc la ei, fac mișto, pentru că știu că urmează să slujească, fac mișto din ei, îi umilesc la maxim și în prezența altora. Și el știe să-l văd cum face slujbă. Și păstorul iese în fața poporului cu bucuria mântuirii deosebite și slujește Domnului și are parte de har, de ungere și de îndurare. Și să spune, păi dar cum poți face tu așa ceva? Simplu, fratele meu. Eu am întâlnit mai grele ca astea. Eu știu ce a urmărit el. Nu e problemă. De eu s-a antrenat, m-am antrenat de foarte multă vreme, m-a pus Dumnezeu în anumite contexte și efectiv pot duce jugul acesta fără ca biserica să sufere, să stau eu supărat, nervos, cum a nervat unul din adunare și să stric toată slujba prin predica mea, prin cântarea mea, că m-a enervat careva. Nu. Biserica nu e vinovată de ce face el. Și nu e vinovată nici măcar ca eu să reacționez la ceea ce face el. Ci eu sunt dator să slujesc poporului ca și cum ar fi Iisus Hristos aici. Ori pentru asta îți trebuie să port jugul. Doamne ajută! Aș vrea să vă spun că văd puțin amin la dumneavoastră și știți ce mă supără. S-o spun fratele mai înainte, să-l avem aici fratele Virgil, Dumnezeu să-i dea har. Și n-a spus niciunul amin. V-aș ruga, fiți foarte atenți, mai ales când e vorba de har. Doamne ajută! Ei, altă dată. Cel puțin să vă trezesc la momentul ăsta. Aș vrea să vă vorbesc, am spus, în limita timpului alocat aici, pentru că e foarte greu de vorbit când se anunță că vom avea o masă, vom avea o părtășie frumoasă și predicatorului tu mai se dă atunci când urmează să avem masă, când urmează să avem părtășie. E drept că după aceea avem întrebări. Întrebările vor fi în funcție de cât de bună va fi masa, nu știu ce ați pregătit dumneavoastră, dar vor fi întrebări în funcție de asta, ce veți avea pe inimă. Eu, atât în prima sesiune, cât și în a doua sesiune, aș vrea să tratez ce înseamnă un om antrenat pentru victorie sau cum te poți pregăti tu să fii antrenat pentru victorie. Primul jug pe care ți-l indic și absolut necesar să-l iei și dacă nu-l ai pe primul, nu poți lua pe al doilea. Și dacă nu-l poți lua pe al doilea, nu-l poți lua nici pe al treilea. Pentru că există niște juguri care trebuie spuse. Jugul pe vremea aceea se purta în mod special de prinși de război. Dar era folosit jugul și la lucrare. Spune Domnul Iisus Hristos, luați jugul meu, căci este bun. Și doar cu jugul lui, sarcina lui e ușoară. O să auziți foarte mulți oameni, băi, pocăința e grea. Okay. Dar deși e grea, pentru că nu o duci și cu jugul. Jugul se purta pe umeri, era un fel de, unde băgai capul și puneai pe umăr și purtai jugul ăla câteodată gol, așa, purtai. Dar câteodată la jug atașai o greutate, o sarcină, pe care o puteai duce mult mai ușor decât dacă ai duce o mână. În mână te termina la șale. Dar dacă aveai jugul respectiv, sarcina aia, dacă o puneai pe o căruț sau dacă o puneai pe ceva, o puteai duce în urma ta, o puteai deplasa mai departe. De ce? Pentru că cu jugul ăla poți duce sarcina. Dar dacă nu iei jugul, efectiv sarcina e foarte dificil de dus. O mai leși pe traseu, pentru că n-ai jugul care trebuie. De aceea vreau să vă vorbesc astăzi despre câteva juguri care sunt foarte importante să le iei pe umărul tău. În primul rând aș vrea să vă vorbesc despre jugul robiei. Când era luat cineva prizonier, până îl ducea într-un loc unde se poate fi vândut sau se poate fi... Îi se punea pe umeri un jug, de multe ori erau înjugați mai mulți, dar jugul acela reprezenta că tu ești rob de acum înainte și depindeai de stăpânul jugului respectiv, pentru că jugul era semnul robiei. Când Ieremia spune aici, este bine pentru un tânăr să poată un jug în tinereța lui, este învață-te cu ce este mai rău, învață-te cu robia, învață-te ca altul să fie stăpân peste tine. Robii, atât pe vremea aceea și câtă vreme a fost Imperiul Sclavagist, erau oameni care nu aveau drepturi. Singurul lor drept era să spună stăpânului, da, stăpâne, voi face cum spui numele ta. Că stăpânul te scula la 4 dimineața să-i faci papucii, tu nu-l întrebai, dar de ce la 4 când tu pleci la 7? Nu, nu avea logică întrebarea ta. Trebuia să te scoli la 4 dimineața să-i faci papucii. Trebuia să te îndeplinești poruncile lui, chiar dacă erau ilogice. Nu tu erai chemat să verifici dacă autenticitatea poruncii sau comenzii lui era ceva bun sau ceva rău. Nu era de domeniul tău. Tu trebuia să execuți lucrurile respective. Și stăpânul, de foarte multe ori, avea drept de viață și de moarte asupra robului său. De multe ori robul n-avea nume, ci avea doar un număr. Un număr, mai ales la marii cei care erau... Și aveau plantații și aveau robi nenumărați,
pentru ei robii nu contau. Ori aș vrea să vă spun, stimații mei, că e foarte important să știi că există un rob, un jug al robiei. Un jug al robiei care ne paște pe fiecare dintre noi. Noi, când ne naștem în lumea aceasta, avem o dispoziție pentru o anumită robie. Ne naștem cu natură păcătoasă. Ne naștem cu tendință de păcat. Și ne place să păcătuim. Nu că vrem. Înăuntru nostru. Ne place. Cândva ne-a prins mama cu minciuna. Vreau să știu, este vreunul pe aici care nu a spus nicio minciună? Toți am spus o minciună. De ce? Nu pentru că ne-am propus neapărat, am reușit să o spunem. Când am spus-o prima dată, s-o prins toți, când ne-am reușit. Când am spus-o a doua oară, minciuna respectivă, am devenit puțin mai profesioniști. Și acum spunem o minciună și o credem și noi. De ce? Pentru că ajungi la un moment dat expert în ceea ce faci. Da, ajunge să-ți placă lucrul acesta. Ai tendință mult mai ușor. Vedeți dumneavoastră când ne supără cineva. Ne supără cineva și ne face o ofensă nouă, indiferent cine suntem noi. Ne face o ofensă. Nimeni nu spune, mă duc la o școală de răzbunare. Mă duc să învăț cum să mă răzbun. Să-l învăț eu în minte, să nu se mai agățe de mine. Nu trebuie să te duci la nicio școală de răzbunare. Deja știi înăuntru tău ce trebuie să-i faci. Să se învețe în minte niciodată să nu se mai scarpine de tine. De ce? Pentru că natura ta păcătoasă îți dictează fără școală ce trebuie să faci. Pentru bine îți trebuie școală. Pentru bine îți trebuie temperare. Pentru bine îți trebuie sfaturi. Pentru rău nu. Pe loc faci prostia. Pe loc te răzbuni. Și câți tineri nu stau și în fundă pușcăriile acum, pentru că pe loc s-au răzbunat. Au vrut să dea doar o palmă ta. Din nefericire la altă, o căzut cu capul de asfalt și stă acum în pușcărie. Dar pe loc a vrut să rezolve el problema. Cum adică și-a bătut joc de BMW-ul lui? Cum adică și-a bătut joc de el? Și așa cu palmă, ăla s-a deschichilibat, capul de bordură jos, ar fi vrut să dea replay-ul ăsta. Băi, scoală-te înapoi, nu-ți mai dau palmă, nici nu te mai împing, nici nu te mai ating. Nu, nu, e jos, vine ambulanța, poliția, cătușele, judecata și stă acum și se uite printr-un geam cu grate și spun, băi, nu era mai bine să fi văzut eu drum? Nu era mai bine să fi purtat eu un jug în tinereța mea? Și mă făcea alt safraier sau îmi scotea mâna pe geam sau mi-a arătat degetul și eu să-mi văd mai departe de drumul meu. Nu contează, nu am vrut să-i arăt cine sunt eu, pentru că n-am purtat un jug în tinerețea mea. Am vrut să-i arăt cum le am eu, ce deștept sunt eu. Și acum face părnaie, pentru că dacă n-ai purtat jugul când trebuie, trebuie să-l pui careva. Vreau să vă spun, suntem predispuși pentru păcat. Ne naștem în starea aceasta. Și prima robie de care avem parte, stimații mei, este robia păcatului sau al diavolului, care prin păcat domnește asupra noastră. Aș vrea să vă spun ceva, nimeni nu se poate elibera singur din robie. Dacă pe vremea Domnului Iisus sau după aceea tu erai robul cuiva, nu puteai să spui, băi, am văzut că robii la vecinul mănâncă mai bine la micul dejun. Eu de mâine nu mai stau aici, mă duc la vecinul. Că el e un stăpân mai bun. Nu puteai să ai tu idei de genul ăsta că te duci tu la stăpânul. Tu rămâneai robul stăpânului tău și fără mic dejun. Și fără nimic. Rămâneai robul. Că nu poți să te duci tu la stăpânul pe care vrei tu. Ca tu să te poți muta de la un stăpân la altul, trebuie ca stăpânul ăla bun pe care îl crezi tu să vină să te cumpere pe tine, să te ducă la el, dar nu ești liber, ești robul lui. Și mănânci un mic dejun a ta, s-ar putea să-ți convie altceva acolo. Dar nu te poți elibera singur. De aceea nimeni nu se poate elibera singur de păcate, de vicii și de pornirea păcătoasă. Poți să ai ambiții cât vrei tu, nu poți. Poți să ai pregătire cât vrei tu, nu poți. De păcat nu se poate elibera singur. De aceea la vremea cuvenită Dumnezeu a trimis pe cineva în lumea noastră ca să ne elibereze de păcat, să plătească prețul ca noi să fim liberi. De aceea, pentru că dacă ne-am eliberat singur, ne-ar spune Dumnezeu, eliberați-vă, întindeți-o de la stăpânul ăsta. Nu, 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 nu te poți elibera. Aș vrea să vă spun, stăpânul ăsta, diavolul, are putere asupra noastră prin pofte, vicii și păcatele pe care le moștenim de la părinții noștri. Are putere asupra noastră. Noi, indiferent cât vrem, nu ne putem elibera singuri. Ori singura soluție este, iubiții mei, să se îndure cineva din noi să ne cumpere, sau termenul biblic este răscumpere, adică să cumpere ceva și a mai avut. Prin păcat, Adam, protopărintele nostru, s-a vândut diavolului.
pentru că a ascultat de El. Bineînțeles că noi suntem în anul 2022. În anul 2000, și noi toți aici la conferința asta, bă, dar ce treabă am eu cu Adam? O trăit acum 6.000 de ani. Și eu știu cum arăta stră, bunicul meu. Ce treabă am eu cu el? Frații mei, poate nu aveți treabă cu el. Direct cu el. Dar conform Bibliei, sunt niște lucruri pe care ar trebui să le țineți cont. Uitați, vă dau o idee așa simplă, ca să puteți logica să o vedeți. Evrei, capitolul 7, cu versetul 9 și 10, spune în felul următor. Mai mult însă și Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem așa, prin Avram, căci era încă în coapsele strămoșului său, când a întâmpinat Melchisedec pe Avram. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Să presupunem că toți de aici au vârsta de, nu spun mai mult, hai să spunem de 25 de ani, să mă scuze ceilalți mai tineri. Dar vreau să facem un echilibru, mă simt și eu bine când trecem așa, toți avem vârsta de 25 de ani. Punem întrebarea logică, unde eram acum 27 de ani sau 28 de ani? Unde eram? Bine, există multe teorii biblice, unde am fi fost noi acum 27 de ani. Din punct de vedere biblic, ori Sfânta Scriptură vine și spune în textul ăsta biblic, că atunci când Avram l-a întâmpinat pe Melchisedec și a dat zeciuială din absolut tot, n-a dat numai Avram, ci a dat și Levi, care era strănepotul lui Avram, nu era născut, dar era în coapsele strămoșului său, când a întâmpinat Melchisedec pe Avram. Deci el avea o locație, era în coapsele lui, adică era în el, acolo era înăuntru. Și când Avram a dat zeciuială, spune că însăși Levi, care ia zeciuială, să zicem așa, folosește terminologia aceasta autorul către evrei, a dat și el zeciuială, pentru că era acolo. Deci răspunsul clar, dacă noi toți am avea vârsta de 25 de ani, nu eram acum 27 de ani, după versetele astea, eram în părinții noștri. Dar acum 100 și ceva de ani. În bunicii noștri. Dar acum 1000 și ceva de ani. În stră bunicii noștri. Și apoi punem întrebarea, dar atunci când Adam a întins mâna și a luat din pomul oprit și virusul păcatului a venit asupra lui, asupra cui a mai venit virusul păcatului, predispoziția și plăcerea de a face păcat? A tuturor celor ce erau în el. Și în el eram și noi, conform Bibliei. De-aia când te naști în lumea asta, te naști cu dorința de a spune mai repede minciună decât adevăr, cu dorința de a te răzbuna mai repede decât a face pace, cu dorința de a iubi violența mai mult decât împăcarea. De ce? Pentru că asta e natura noastră. Și robia asta se transmite din neam în neam. Și noi nu puteam ieși de sub robia aceasta născându-ne în ea. A venit cineva din ceruri. Și când a venit cineva din ceruri, a venit să ne izbăvească, să ne cumpere pentru el. Că nu putea să spună, voi plecați de la stăpânul ăsta, că are destul de când vă... Nu, nu, nu. Legile erau foarte clare. Să ai un rob, trebuia să-l cumperi. Prețul pe care l-a cerut stăpânul nostru a fost un preț mare. Și a fost un preț care, permiteți-mi să vă spun, îi permitea să gândească altfel. Știți ce a cerut stăpânul nostru? A cerut ultima picătură sau viața celui care vrea să ne cumpere. De ce? Pentru că dacă eu îmi dau viața pentru a cumpăra un imobil sau a cumpăra ceva, mai stăpânesc eu vreodată lucrul pe care l-am cumpărat dacă mi-am dat viața pentru el? Nu. Poate copiii mei se pot duce la castelul Peleș pe care l-am cumpărat cu viața mea. Dar eu nu mă pot bucura niciodată de lucrul respectiv. Ei, când Hristos a venit în lume și a vrut să ne răscumpere din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniseră de la Adam și prin părinții noștri, cel care a cerut prețul a spus, sângele tău, viața ta. Și Hristos n-a spus nu. Hristos, dacă citiți cu atenție Evanghelie, pe finalul vieții lui îi hărăța pe ăștia. În timp ce ăștia spuneau să votărau să-l omoare, m-aș aștepta ca Domnul să spune, băi, stați puțin așa. Eu am spus ideea asta în contextul. Nu, nu, nu. El mai mult. De ce? Pentru că dorea să ajungă la tranzacția finală. De aceea pe cruce Hristos cu mâinile întinse, cu 12 legiuni la dispoziția lui. Un singur înger a intrat într-o tabără a sirienilor și a ucis 185.000 de oameni într-o singură noapte. Într-o legiune sunt 6.000. Ori 12, imaginează câți erau campați pe Golgota, așteptau doar un semnal
de la cel deopotrivă cu tatăl, de el a venit să ne răscumpere pentru el. Când soldatul și-a înfipt sulița în coasta lui, s-a arătat că s-a plătit tot prețul. A curs sânge și apă. S-a terminat prețul. De aia s-a strigat după aceea. S-a izbăvit. S-a terminat. Din momentul acela, de aceea la moartea Domnului Iisus Hristos, cei din locuința morților ies afară, înviază, pentru că au fost cumpărați deja. Nu intrăm mai mult în teologie în domeniul acesta, dar toți oamenii care au trăit, care trăiesc și care se vor mai naște, sunt cumpărați. Că crede el în Allah, că se închină la Mahomed, că îi place din Nirvana, ca altceva, dar toți sunt cumpărați al lui Hristos. De aceea există un text biblic foarte frumos și foarte sugestiv, pe care îți veți găsi în Romani, capitolul 14, unde Sfânta Scriptură spune în felul următor cu versetul 9, spune așa, căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei vii și peste cei morți. Amin. De aceea când Hristos va spune să veniți la judecată, ateii noștri spune, noi nu vinim, că noi nu am crezut în tine, nici nu știm cine ești. Nu, nu, se vor prezenta, au fost cumpărați, cu un preț extraordinar. Ei aparțin lui Iisus Hristos și vor trebui să se prezinte la judecată. Ori, stimații mei, primul jug pe care te invită Scriptura să-l pui pe umerii tăi este jugul robiei. Dacă nu vei fi jugul, dacă nu vei fi robul lui Hristos, vei fi robul alcoolului, vei fi robul banilor, vei fi robul destrăbălărilor, dar tu un rob vei fi. Tu liber nu ești niciodată. Chiar dacă mulți se cred liberi, sunt atât de liberi că nu mai știu să găsească drumul spre casă, umblă din șanță în sat. Sunt atât de liberi că în fiecare zi cu parfum și cu flori la ei, umblând după o altă femeie, de multe ori altuia. Sunt atât de liberi. Doar în Hristos poți atinge libertatea deplină, dar ca rob al Lui. De aceea e foarte important, ești robul lui Hristos, pentru că nu te obligă Dumnezeu. Ăsta este, ca să vă spun așa, greșeala care are loc în evanghelism și în sânul comunităților noastre. Și anume, ne eliberează Hristos, dar noi ne luăm o pseudo-libertate. Aș vrea să vă exprim puțin într-o întâmplare pe care o știam. Pe când încă în Londra se mai vindeau robi, mai ales aduși din Africa, unul dintre tinerii care avea foarte mulți bani, era copilul unei familii avute, la un moment dat a vrut să se sinucidă, era sătul de distracții, pentru că robia păcatului, cu cât ai bani și ai din ce în ce mai mult, nu-ți dă satisfacție. Și la un moment dat și-o dat seama că viața n-are niciun sens cu toate plăcerile și toate banii părinților și a lui. S-a dus pe un pod al Londrei să se arunce de acolo. Și în timp ce mergea spre podul acela, a auzit o cântare dintr-o biserică. S-a gândit să intre, că i-a plăcut linia melodică. Să intre, oricum mă duc, măcar mai ascult o cântare. O intrat în biserica respectivă și în biserica respectivă au aflat că este rob al păcatului și ca urmare de aceea decepția, descurajarea, depresia și insuficiența în tot ce are. Singurul care îl poate face cu adevărat liber este prin robia lui Hristos. Și dacă îl acceptă pe Hristos ca domn al vieții lui și el ca rob al lui Hristos, el va fi cu adevărat liber. În seara aia, în fața amvonului, cu toate că nu era o seară de evanghelizare, a venit tânărul nostru și a predat viața lui Hristos și bucuria mântuirii, pentru prima dată, a intrat în sufletul lui. A venit acasă cântând cântarea pe care o auzise prima dată. A venit și le-a spus la părinți. O bucurie extraordinară era în sufletul lui. Și s-a gândit, băi, ce bine să fac eu ca cineva să-ți dea seama ce simt eu acum. Și și-a adus aminte de robi. Și-a luat o puncă de galben la ei și-a plecat în bazarul de sclavi. Unde erau aduși robii din Africa, erau controlați la dinți dacă pot mânca bine, erau controlați la viteză dacă pot alerga, erau controlați la săpat dacă pot munci, pentru că în funcție de asta era și prețul de cumpărare. Și a ajuns acolo și ca omul care vrea să facă un bine, dar nu unul așa de mare, s-a uitat la un bătrân care era undeva într-un colț acolo, un bătrân negru, și prin translator s-a dus la stăpânul lui și a întrebat cât face bătrânul ăsta. Și stăpânul a spus, domnule, nu face mult, că e bătrân, n-are multe garanții. Ca atare costă cam 2 galbeni, spunea la momentul respectiv. Tânărul a scos imediat 2 galbeni, i-a dat. Bătrânul a început a plânge. Și tânărul prin translator a spus, nu plânge. Eu nu te-am cumpărat ca să-mi bat joc de tine, să te pun la munci grele. Eu te-am cumpărat să te eliberez, m-a explicat tânărul. Bătrânul plângea în continuare. Dar de ce plângi?
Spunea, noi trăiam liniștit într-un sat din Africa. Au venit frații tăi ăștia albi, ne-au prins cu niște arcane, ne-au pus pe corabie, foarte mulți dintre noi au murit, dar eu și familia mea, soția și încă vreo 3 copii, suntem în bazarul ăsta. Dumneata m-a cumpărat pe mine, pe soția mea o cumpără altul, pe copiii mei îi cumpără alții și noi niciodată nu ne vom mai vedea. Se întoarce tânărul înapoi cu translatorul, care e soția mea tale? Arată o femeie mai în vârstă, tot negresă, întreabă cât costă, tot puțin, că na, garanții nu-i. Plătește și pentru ea, când se duce la tineri, erau 2 băieți și o fată, coi, prezentau ăștia fiecare, cumpărai, puteau munci, puteau face o grămadă de lucruri. Și întreabă pe negustor, copiii ăștia, cât ar costa? Și negustorul se uită, toată punga aia de galben, trebuie să mi-o dai. O vrut el să facă o faptă, da? Uite, trebuie să dai tot, o lua punga, i-o dat-o, i-o lua cu el, s-o dus și-o mai lua bani, s-o dus la notar și le-a făcut la fiecare certificat de eliberare, pe numele lor, tot frumos, că el. Eu ștampilat notarul, pus frumos, au venit, i-au adunat la un loc și au spus prin translator, uitați, eu m-am întâlnit cu un rege care m-a cumpărat de la păcat, de la vicii, și m-a adus în robia lui, m-a făcut cu adevărat să mă simt liber, am bucuria mântuirii. Am vrut să fac pe cineva să simtă bucuria mea și singurii care pot să simt într-o măsură bucuria pe care o am eu, sunteți voi, care sunteți robi, erați să fiți despărțiți și acum eu am plătit prețul pentru voi, v-am făcut acte de eliberare, vă înmân actele astea de eliberare, de acum sunteți liberi. Și tânărul s-a retras. S-a aștepta ca ăștia cu actele de eliberare să țopă într-un picior și să spui plecăm înapoi acasă, suntem liberi, mărit să fie Domnul, laudă Domnului. Nu, nu, tata i-a adunat pe toți, a început să vorbească într-o dialectică, eu s-a întrebat de, păi ce vorbesc? Nu înțeleg. Și la un moment dat cu hârtiile alea albe în mână, negri ăștia, să pleacă în genunchi în fața tânărului și spune, stăpâne, știm că prin astea suntem liberi, dar mai știm un lucru, cu hârtiile astea mergem înapoi în satul nostru. Când vin din nou oamenii să-i prindă, noi degeaba le arătăm hârtiile, ni le rup. Ni le rup și ni duc robi și noi pe tine nu te vom mai întâlni. Dă-ne voie să te slujim din dragoste. Știm că suntem liberi, știm că ne-ai eliberat, dar din dragoste vrem să fii stăpânul nostru. De atunci umblau prin Londra, ăștia spuneau, ăsta-i stăpânul nostru. Și stăpânul spunea, ăștia-s frații mei mari, ăștia-s frații mei, ăs frați cu mine, frați care au același. Istoria asta ne aduce frumos și elegant la ce a făcut Hristos pentru noi. A venit și ne-a spus, Domnule, am plătit prețul pentru voi. Și foarte multe biserici, în mod special carismatice, suntem liberi, plecăm înapoi la dans, plecăm înapoi la bijuterii, plecăm înapoi la distracții, plecăm înapoi, că Domnul iartă. Și ajung din nou în comunitățile lor, din nou rob curviilor, bețiilor, aroganței, mândriei. Și sunt oameni care spun, Doamne, știu că sunt liber, știu că m-ai cumpărat, dar vreau din dragoste pentru tine să pun jugul robiei și să te urmez pe tine oriunde ar fi, pentru că libertatea este numai în tine. Cu oamenii ăștia o să vă mai întâlniți. Sunt oameni care schimbă caractere, sunt oameni de care Dumnezeu se folosește, sunt oameni prin care Dumnezeu își proslăvește numele. De aceea, toți oamenii pe care i-a folosit Dumnezeu în Biblie, dacă veți citi cu atenție, când vin cu cartea lor de vizită, în timp ce Pavel uimea pe conaționalii și contemporanii lui, dacă vă aduceți aminte, și împărații erau la curent cu studiile lui. Și îi spunea într-o zi un împărat lui Pavel, Pavele, prea multa ta învățătură. Deci ăsta era la curent cu studiile lui. Era un poliglot, știa mai multe limbi. Era pregătit din toate punctele de vedere. Și cu toate astea, când Pavel se prezintă bisericilor de răscumpărați, vine și spune așa, Pavel, rob și apostol al lui Iisus Hristos. Ăștia schimbă lumea. Tu în dimineața asta poți să spui, Doamne, mulțumesc pentru că m-ai spălat de păcate, mulțumesc că m-ai curățit, dar eu sunt liber să fac ce vreau. Și observ pe foarte mulți dintre oamenii care sunt liberi să ia libertatea lui Hristos, să o folosească într-un mod greșit, că ajung din nou robi diferitelor lucruri. Și din nefericire, mulți dintre ei nu se mai întâlnesc cu stăpânul.
au un blocaj. M-am uitat de foarte multe ori la multe comunități, parcă-s vaccinați împotriva Evangheliei. Râd de aia care sunt mai înguști. Râd de aia care vor să trăiască într-un spirit aproape de Hristos. Ba chiar îi disprețuiesc pe ea. Și permiteți-mi să vă spun, nu la voia întâmplării se arată o anumită formă. Pentru că, nu uitați, cea mai mare valoare pe care o avem noi nu-i prin studiile noastre, nu-i prin pregătirea sau prin originea noastră. Cea mai mare valoare este pusă în noi. Hristos în voi, nădejdea slavei, slăvit să fie Domnul. De foarte multe ori folosesc expresia asta, dați-mi voi să o folosesc și la voi, ca să vă dați seama că de foarte multe ori cam ne place să râdem. În mediul tineresc, așa, există râs de unul mai bleguț, de unul mai, așa, mai cleos. Și fetele râd, și băieții, ești la modă, trebuie să râzi cu ceilalți ca să fie în gașca lor. Ori nu e ok. Nu e ok. Există anumite cutiuțe pentru cadouri, din carton din asta. Fac 2 cenți, de exemplu. Există cutiuțe de aia de carton care au, știu, hârtie de asta mai colorată cu sclipici, 3 cenți. Dar există cutiuțe din carton cu hârtie și cu fondițe, face 5 cenți. Câte vreme cutiuțele sunt acolo, fiecare concurează. Bă, eu sunt din al neamul cu tare, că am hârtie creponată. Altul spune, bă, eu sunt la școală, sunt olimpic, sunt grozav, am și fondiță. Și fiecare se laudă cu celălalt. Eu sunt mai suplu, eu sunt mai grozav, eu sunt mai temerar în anumite. Se laudă cu sclipiciul lor, cu fondița lor, cu tot ce este acolo. Toate astea până când cineva din alte sfere se uită și spune, uite, ăsta vrea să mă poarte pe mine, să fie robul meu. Și din sferele înalte vine cineva și pune un diamant de 100 de milioane de dolari în cutiuța de carton. Doar atât. În cealaltă cu hârtie pune tot un diamant de 100 de milioane de dolari. În cealaltă cu fondiță pune tot un diamant de 100 de milioane de dolari care reprezintă pe Hristos în noi nădejdea slavei. Acum, cât valorează fiecare cutiuță? Dacă ar trebui să o vinzi, se prezintă cineva la licitație și spune, băi, asta cu fondiță valorează 100 de milioane de dolari și 5 cenți? Care facultate? Că-i mai breaz? Că-i mai descurcăreț? Sau aia nu valorează decât de 100 de milioane și 2 cenți? Pentru că nu are, nu frații mei, dintr-o dată, fie iudeu, fie grec, fie slobă, fie rob, când Hristos e în el, avem aceeași valoare, slăvit să fie Domnul. Bun, ce se întâmplă? Bine, eu am aceeași valoare, dar pe vaza fondiței mele, fac mișto din ăla, permiteți să vă iau exemplu, de care n-are fondița mea, care n-are lucrurile mele, care nu-și descurc ca mine, care nu șofează ca mine, care n-are mașina mea și încep să fac mișto din el. Și la un moment dat mă blochează Domnul, nu-mi dă prosperitate, nu numai atât, mă lovește mâna Domnului și o întreb, de ce, Doamne, mă dai din șah jos? De ce mă arunci? Tu mă încap pe un cal și intru în Damasc. De ce mă dai jos? Pentru ce mă prigonești, Saule? Dar Saul n-a avut niciodată treabă cu ființa aia care l-a dat jos din șa, care l-a trântit în colbul drumului și o lua și vederea. Nu a avut treabă. El se ducea să prigonească niște amărâți de creștini. Niște oameni care erau doar carton din punctul lui de vedere. Dar Hristos era în ei și Domnul s-a identificat cu ei. Și dintr-o dată, pregătitul Saul, manieratul Saul, este trântit jos de Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, pentru că vrea să prigonească niște amărâți care se numeau creștini. Și valoarea lor nu stătea în studii. Valoarea lor nu stătea în abilitatea de a șofa și de a descurca. Valoarea lor stătea în Hristos care era în ei. Când faci mișto din cineva în care este Hristos, te vei întâlni cu Hristos. Și te vei întâlni ca unul care e prigonit de tine. Și de aceea Biblia spune, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului Celui Preanalt. De aceea vă provoc, fiți foarte atenți. Primul jug pe care ți-l poți asuma în ziua de astăzi este jugul robiei. Dați-mi voie să vă citesc un pasaj foarte frumos pe care aș dori să-l afișați. Roman, capitolul 6, cu versetul 22, care spune în felul următor. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi al lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Atenții mei, lăsați în continuare. De păcat nu te poți izbăvi singur. Indiferent
ce gesturi faci tu. Imaginează-ți că ai intrat într-o mlaștină, unde cu cât te miști mai mult, cu atât te cufuzi mai repede. Îți vine o idee genială, mă prind de urechi și mă trag afară. Cei care au păr pot spune, mă prind de păr să mă trag afară. Dar îți dai seama că nu poți realiza absolut nimic. Cu cât te miști mai mult, cu atât te cufuzi mai mult. Din mlaștina păcatului nu poți ieși singur, decât dacă cineva din afara păcatului îți întinde o mână și îți spune, te ajut. Și acesta este Hristos, slăvit să fie Domnul. De aceea spune Biblia, dar acum odată ce ați fost izbăviți de păcat. Bun, Domnul ne-a scos pe mal, ne-a spălat de păcate, ne-a izbăvit de sub păcat. Dar ca să ne facem robi al lui Dumnezeu, nu-i treaba Domnului, e treaba mea. Aici este diferența în creștinism. Sunt oameni pe care Domnul i-a scos din păcat, i-a scos de mocirlă, i-a scos de sub adicții, i-a scos de sub vicii, dar nu s-au făcut robi al lui Dumnezeu. Nu, au rămas liberi. Ei își mai permit băutură, ei își mai permit aventuri, ei își mai permit țepe, împrumută bani, că Domnul iartă, nu pot greși eu, cât poate ierta El. De ce? Pentru că El nu se face robul lui Dumnezeu, dar speră la aceeași cunună pe care au robii lui Dumnezeu. Și spune Scriptura, și v-ați făcut robe lui Dumnezeu. Asta e decizia mea. Când mă opresc din alergarea mea și spun, Doamne, sunt liber, mulțumesc de iertare, mulțumesc de har, mulțumesc de îndurare, dar vreau de acum înainte nu să fac voia mea, ci să mă uit ca robul la mâna stăpânului, așteptând planul tău și voia ta și îți promit că nu voi ieși din ea. Ăștia se fac robe lui Dumnezeu și doar ăștia au ca rod sfințirea. De ce? Pentru că ei se uită la Domnul lor care este sfânt. Dacă chemați ca tată pe cel ce este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, că ăsta-i rodul tău. Și ca sfârșit ăștia au viața veșnică. Restul sunt 5 fecioare nechipzuite în fața unei uși încuiete. Sunt oameni care au daruri câteodată și cărora se spune rob leneș și viclean, legați-i mâinile și picioarele și aruncați-le în întunericul de afară, pentru că și-au luat libertatea să stea degeaba. Era rob, dar și-au luat libertatea, în timp ce ceilalți încercau să tranzacționeze 5 talanți, 3 talanți, să-i mulțească, ăsta e un velit frumos, i-a pus acolo. În timpul ăsta nu ne spune Scriptura ce-a făcut. S-a uitat la filme, o stat pe meciuri, s-a jucat pe calculator, s-au vorbit politică, nu ne spune Scriptura. Cert este când stăpânul a venit și a recuperat talentul, nu spune stăpânul, băi ce bine că măcar mi l-am recuperat, că putea să dispară și asta, nu. Spune rob, viclean și leneș, în timp ce ceilalți transpirau pentru mine, în timp ce ceilalți umblau pentru lucrarea mea, tu ți-ai permis lejerități. Luați-i talentul, dați-i altuia și m-aș fi așteptat, luați-l și pe ăsta și făceți-l ca să mături prin curte. Nu, 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 nu mai mături prin curte. Legați-i mâinile și picioarele și aruncați-le în întunericul de afară. De ce credeți că spune Domnul lucrul ăsta, stimații mei ascultători? Așa numai la plesneală? Nu. Asta se va întâmpla la mulți. De aceea primul jug pe care trebuie să și-l asume orice băiat și fată, orice tânăr care intră în contact cu Evanghelia, este că nu se poate izbăvi singur de păcat, ci Hristos a venit să ne ia din mocirla păcatului nostru și să ne aducă la lumina Evangheliei sale. Dar, de făcut robi al lui Dumnezeu, noi trebuie să ne facem. Vreau să te întreb în ziua de astăzi, ești robul lui Iisus Hristos? Apostolii au fost. Toți oamenii care au murit în arenile romane au fost. Mulți dintre bunicii și părinții noștri sunt robi al lui Dumnezeu. Cu toate că își pot permite o grămadă de lucruri, de-a lungul vieții au trăit într-o viață înfrânată, într-o viață liniștită. De multe ori aveau dreptate și le ceream ca și copii, spune, răcnește, țipă. Nu, nu pot face asta. Nu mă lasă Duhul lui Dumnezeu care locuiește în mine. Oamenii ăștia au mers pe vârfuri așa printre ceilalți oameni, pentru că sunt robi ai lui Dumnezeu, care trăiesc în sfințenie și știu că au ca sfârșit viața veșnică. Prima robie pe care vă prezint și pe care vă rog să o acceptați este robia față de Hristos, care este Domn al domnilor și Împărat al împăraților. Într-o zi ne vom întâlni, dar nu în formatul ăsta. Într-o zi pe platoul veșniciei vor fi oamenii care au trăit, care trăiesc și care se vor mai naște.
În fața lor va fi cineva numit Fiul Omului sau Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Împărați și neamuri se vor pleca în fața Lui și îi vor recunoaște autoritatea și domnia. În ziua aceea vei vrea și tu, văzându-i măreția și complexitatea veșniciei care stă în față, să faci din El Domnul și Stăpânul tău. Dar va fi târziu. Acum. Acum este timpul. Acum Dumnezeu onorează pe cei ce lasă toate alternativele pe care le au și spun: Doamne, vreau să devin robul Tău. Doamne, ajută! În mod normal ar trebui să încheie aici. Când mai am două fascicule de vorbit despre robia și despre jugul limitării libertăților și apoi despre jugul slujirii. Toate sunt juguri pe care un credincios tânăr trebuie să le poarte pentru a fi eficient și avea o viață împlinită. Vă spun lucrul acesta la ceea ce am observat și știu. Însă ca să aveți timp mai mult să meditați, să vă gândiți și să avem un moment de rugăciune în mod special, amintiți-vă că în ziua de astăzi vi se recomandă, nu sunteți obligați, vi se recomandă să puneți jugul lui Hristos pe umărul vostru, să trageți lângă El arând, să lucrați pentru lucrarea Lui. De multe ori va fi frustrant. De multe ori te vei întreba de ce, dar nu-i problema ta. Unul din avantajele robilor din antichitate era că nu-i vedeai niciodată să se ducă în bazar să-și cumpere el bocanci, că nu mai poate să facă, strupte opincile care le avea. Nu-l vedeai niciodată căutându-și haine. Nu-i vedeai niciodată căutându-și ceva pentru ei, pentru că de toate astea, pentru productivitatea și rentabilitatea lor, se ocupa stăpânul. De aceea Biblia spune: căutați mai întâi împărăția și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Altfel umblăm după gunoaie, altfel umblăm după pantofi de firmă, altfel umblăm după tricouri de firmă, altfel umblăm după lăudăroșenia vieții și pierdem faptul că în Hristos ni s-a pregătit tot ce trebuie să îmbrăcăm, tot ce trebuie să mâncăm, ni s-a pregătit și un acoperiș de deasupra capului, ni s-a pregătit și o călăuzire și ni s-a pregătit un loc în veșnicie, slăvit să fie Domnul. Alege astăzi ce vrei să faci cu viața ta. Foarte mulți pe care i-am văzut eu au fost la asemenea slujbe. Mi-aduc și acum aminte la Dumărân, eram la o întâlnire de tineret și vorbeam de un asemenea subiect și în spatele sălii acolo era un băiat dintr-o familie de pocăiți, stătea cu mâna așa și râdea de ăștia mai slăbuți, așa ca să nu folosesc alt termen, care mă ascultau pe mine cu robia față de Hristos. El avea prieteni nepocăiți, mai mergea, mai trăgea câte una, mai pleca pe la fete, printr-o parte în alta, el se uita la ăștia, oarecum așa, uite biețe, îl ascultă pe păstor și chiar îl cred ce zic, chiar îl cred ce zic. Stătea așa să râdea gale. În seara aceea le-am spus și lor: puteți să alegeți să fiți liberi și să ajungeți din nou în robia păcatului și a viciilor, sau puteți să alegeți să rămâneți în robia lui Hristos și El vă va da viitor și nădejde. El a ales din mijlocul tinerilor să plece fără să ia o decizie. După ce a plecat de acolo, a plecat cu prietenii lui într-o localitate învecinată, a băut cu ceilalți, s-a luat cu un băiat de acolo, nu știu ce s-a luat, ce a avut, că așa e, când bei nu mai ai bariere, câtă vreme nu bei, beția ți-a barierele morale, de respect. Ei, și-a luat barierele, l-a luat la bătaie el pe el, i-a rupt și amândouă mâini și amândouă picioarele ăla, i-a rupt. Când și-a dat seama ce-a făcut, când s-a trezit, și-a luat bilet de Anglia, au plecat la Londra, că aici s-a deschis proces. Omul ăla a avut nevoie din însoțitor, ăla nu putea face nimic, băiatul ăla tânăr, cu picioarele și mâinile rupte, nu putea face nimic. Aici s-a derulat proces, procesul în lipsa lui, cu avocat din oficiu, s-a făcut proces, este condamnat la închisoare, îl așteaptă să vină din Londra. Am plecat pe la Londra, l-am văzut la biserică, am întrebat ce mai face. S-a încurcat cu o fată de pe acolo, mare un copil și așteaptă. Aici la graniță în România, toți au verdictul lui. Cum intră în țară, își îmbrățișează nevasta și copilul și intră direct la pârnaie să-și păsească ce-a făcut. În timp ce tinerii ceilalți în continuare sunt în biserică, laudă pe Domnul, unii dintre ei și-au întemeia familii, unii dintre ei sunt slujitori, el încă hai hui prin lumea asta, pentru că într-o seară, într-o zi, a ales să fie liber. Singura libertate o capeți doar prin robia față de Iisus Hristos.
Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și aș vrea pe baza aceasta să stăm în rugăciune și v-aș ruga tare mult. Analizați-vă ce vreți să faceți cu viața voastră. Spuneți-i Domnului în rugăciune, fete și băieți, spuneți-i Domnului, Doamne, asta vreau să fac cu viața mea. Și în funcție de decizia ta, Dumnezeu va lua aminte și te va binecuvânta. Cu toții ne rugăm.